Ne-am întors la lumea nevăzută alături de astrologul Cristina Demetrescu și vorbim despre lecțiile zodiilor. Am văzut din ce ne-ați prezentat până acum că marea majoritate a zodiilor au ca și lecție, ca și temă de viață să ajute. Da, este felul nostru de a, cum să spun, de a ne exprima. Apropo de zodia leului, avea Madonna, care era leoaică, un cântec care se numea Express Yourself, cam ceva de genul acesta. Ce oglinzi mai bune avem până la urmă de a ne cunoaște pe noi decât cei de jur împrejurul nostru? Este foarte clar că sunt unii care, al căror destin este să fie singuri. Sunt unii care se însingurează din, nu știu, egoism, sunt unii care se însingurează datorită unor probleme emoționale, sunt alții care se însingurează datorită nevoii de a-L regăsi pe Dumnezeu. Fiecare între noi ajutăm în funcție de, nu știu, de ceea ce avem. Dar să știți că sunt și persoane care nu au această noțiune. Și atunci, blocându-se la un moment dat, evident că sunt interesate de ideea de a se debloca. Da, dar atunci blochează și fluxul de a primi. Păi asta se întâmplă de fapt. De aceea noi ne călcăm unii pe alții pe bătături, pentru că eu cred așa, cât va fi lumea și pământul, de fapt evoluția nu constă în această evoluție tehnologică. Ce gen de telefoane sau care este ultimul răgnet de, eu știu, computer sau de telefon sau de televizor. De fapt și de drept, evoluția omului va constă în faptul că dacă noi vom ajunge să ne cunoaștem atât de bine pe noi, încât să ne rezumăm și să ne rezervăm și să merge, dacă fiecare merge pe drumul lui, nu se mai produc aceste busculade. Asta este în mod evident. Ar fi o societate ideală, dar și spiritele astea sunt pe diverse nivele de evoluție. Da, așa este. Cred că fiecare zodie are slăbiciuni și are puteri ascunse, da? Cum facem să ne focalizăm pe puterea noastră interioară, să o descoperim? Fiecare dintre noi avem slăbiciuni și avem vulnerabilități. Nu este nimeni perfect. Noțiunea de a controla aceste slăbiciuni, de a avea autocontrol, este cea mai indicată. În primul rând, cred că și credința, nu și credința, credința ajută, spiritualitatea ajută, pentru că eu nu cunosc alt canal mai puternic de curățare și de ridicare a vibrației. Este vorba despre faptul că acele vulnerabilități sunt pe o vibrație joasă, pe când ființa noastră de lumină, știți, este așa precum gazul, adică se ridică și este un pic mai sus. Tot prin autocunoaștere. Este atunci când ne simțim bine, când facem bine, dar este mai greu. Este mai ușor să faci rău. Sau răul este instinctual, este animalic, o faci din instinct. Binele trebuie să-l prelucrezi puțin și ține cumva de partea superioară a ființei tale și unii nu văd sensul. Adică nu înțeleg care este sensul acestor lucruri, iar alții fac exact exces. Nici excesul nu este bun. Vorbeam despre zodia balanței puțin mai devreme, care vine în zodiac cu lecția echilibrului. Să știți că nici să facem bine de dimineața până seara și să ne negăm pe noi nu este ok. Vă mulțumesc tare, tare mult că ați fost astăzi alături de noi și ne-ați oferit atâtea informații și vă mai așteptăm în platoul nostru.